însă că copiii, dar și tinerii din capitală și-au deschis recent o mică fabrică de mărțișoare. Aici, picii confecționează simboluri ale primăverii, iar apoi le trimit într-o călătorie la mii de kilometri distanță. Așa vor ei să le amintească celor plecați în străinătate de tradiția românească ce marchează începutul primăverii. Cu cine, despre cine este vorba și despre ce este vorba mai exact, aflăm de la organizatoarea acestui eveniment, Elena Dodon, dar și de la participanta acestui atelier, Mihaela Tatar. Bună ziua și bine ați venit acasă de vreme. Este un atelier uriaș, dacă putem spune așa, sau sunt mai multe ateliere concomitent. Așa. Fabrica de mărțișoare este un proiect al Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico. Așa. Avem tineri, copii și tineri de la 3 până la 32 de ani, care au și participat la fabrică. Copii până la 32 de ani, e bine. Copii, da, poate unul dintre copii. Mihaela este interpretă solistă a studioului folcloric Iederea. Mm-hmm. Vă spuneam de proiect Mărțișor cu dor de acasă. Așa se numește. Așa ideea. Se numește. Ideea este în parteneriat cu Biroul pentru Relații cu Diaspora, care ne asigură expedierea mărțișoarelor în lumea mare spre copiii moldoveni de pretutindeni. Este destinat copiilor și tinerilor din diaspora. Chiar astăzi dimineață primele vreo 1000 de mărțișoare au plecat în Cehia și Spania. Așa, 1000 de mărțișoare. Ne-am propus să facem 2000 de mărțișoare. Este puțin, dar spuneai de un atelier foarte mare. Câți copii au participat la atelier prima dată? Păi luni a fost primul atelier. Au fost vreo 600 de copii. 600 de copii. 600 de copii și ieri tot vreo 600. Astăzi așteptăm mai mulți pentru că este ultima zi. Așa. Astăzi de la 3, adică... Mm-hmm. În scurt timp dăm start fabricii de mărțișoare, ultima zi. Așa, până dăm Așa. Start și noi mărțișoarelor aici. Spune-mi, te rog, cui a venit ilustra idee? Pentru că este o idee chiar destul de bună să trimiți mărțișoare oamenilor care de mult nu și-au văzut țara. A cui este ideea? Ideea este a noastră comună, a unei echipe de tineri entuziaști, Artico. Bine. Care avem tare multe idei trăsnite, mai puține dintre ele se realizează, dar asta... Am găsit niște oameni cu suflet mare care ne-au ajutat, ne-au oferit ața. Adică aveți nevoie de materie primă pentru toată chestia asta? Materie primă, sigur. Biroul ne-a asigurat expedierea. Este un eveniment care se face cu bugetul zero. Mult entuziasm. Copii dornici de a face mărțișoare și de a-și face prieteni în străinătate. Da. Pentru că unul din scopurile acestui proiect este de a lega prietenii între copiii de acasă și copiii din diaspora. În cazul acesta, răvașele sunt personalizate cu adrese înapoi a celor care au confecționat mărțișoarele sau cum se Da, uitați, acesta este designul felicitării. Fiecare mărțișor se atașează de această felicitare, Artico BRD, iar pe verso fiecare copil lasă un mesaj personalizat. Iată, dragă prietene, primește acest mărțișor în care am pus multă căldură cu drag ciobanu Veronica. Mesajele sunt dintre cele mai interesante. Le sugerez să lase numele de Facebook. Uh-huh. Pentru că sperăm ca acest proiect să aibă o rezonanță cât mai mare, să primim și răspuns de la tinerii din diaspora, să le poarte aceste mărțișoare. Câte mărțișoare vreți să confecționați pe parcursul acestor 3 zile de proiect? 2000 de mărțișoare, spuneam. Dacă ne iese mai mult, foarte bine, dar 2000 la sigur le facem, ne-am propus. Și în cazul ăsta aveți nevoie de 2000 de adrese de peste hotare pe la care să trimiteți? Sau merg câte mai mult deodată? 2000 de adrese, mărțișoare... Expedierea mărțișoarelor le asigură Biroul pentru Relația cu Diaspora și ei aleg destinațiile. Se aleg țările unde sunt mai mulți copii, de fapt, moldoveni. Mm-hmm. Merg în Italia, Grecia, Spania, Cehia, vă spuneam că au și Cehia plecat o parte din ele. Portugalia, Spania, cam astea sunt. Federația Rusă, Italia... E clar, acolo unde sunt moldoveni unde și unde sunt copii. Moldoveni și unde sunt asociații, adică ei... Am înțeles. Probabil vor Bine. Sărba. Și astăzi v-ați venit cu mâinile goale, ați venit cu această ață magică care leagă diferite colțuri ale continentului european, pentru că în afara continentului european mai puțin ieșiți, din câte înțeleg eu. Este vorba de toate țările pe care le-ai enumerat, sunt în Europa, inclusiv Federația Rusă stă cu o coastă tot pe Europa. Zic eu, hai să demonstrăm acum ce fel de mărțișoare și cum anume le faceți voi. Deci că la noi atelierele se... desfășoară, adică sunt mai multe modele de mărțișoare, iar copiii când vin își aleg din start modelul pe care vor să-l facă. Sunt modele tradiționale, iată,
masculin, feminin. Așa, da, hai. Modelul ăsta este unul autentic. Albul semnifică înțelepciunea bărbatului, roșu vitalitatea femeii. Și sunt modelele astea cu ciucuri, așa tradiționale, ceea ce o să încercăm eu și Mihaela să facem. Avem profesorii de la Artico care ghidează pe copii pe, în timp ce fac mărțișoarele. Sunt ei mult mai pricepuți, cred că, decât noi. Foarte simplu se... se împletesc firele alb și roșu. Așa. Cam așa. Lucrează câte doi copii, le răsucesc în părți opuse, diferite. Mihaela, de ce tace? Spune și tu, ce înseamnă pentru tine fabrica asta de mărțișoare și de ce participi? Am participat ca să ajutăm și noi la contribuirea acestor mărțișoare. Mărțișoarele, de fapt, sunt cele care readuc aminte oamenilor moldovenilor de pretutindeni că în Moldova nu s-a pierdut acest obicei de a purta cu mândrie un mărțișor în piept, care prevestește venirea primăverii, anotimpului care reînvie natura. Și alături de câțiva colegi de la centrul, de la Iedera, am confecționat câteva mărțișoare. Acolo am și cântat, am aflat multe informații. Este modestă din fire, dar studioul folcloric Iedera ieri ne-a făcut o atmosferă absolut deosebită. Pe lângă faptul că confecționăm mărțișoare, încercăm să descoasem tradiția mărțișorului, pentru că, din păcate, se pierde nu doar la moldovenii în diasporă, dar chiar și la noi. În diasporă este clar, pentru că ei nu au acolo de unde să-și procure niște mărțișoare și dacă nu s-au obișnuit să le confecționeze de unii singuri, atunci umblă fără mărțișoare, chiar dacă sunt moldoveni peste hotare. Păi de asta există. Existăm noi, există biroul. Ideea este foarte bună și atunci, cu siguranță, acei italieni, portughezi, cehi, unde se mai întâmplă să ajungă mărțișoarele voastre, vor întreba moldovenii noștri de ce porți chestia asta în piept și mult mai mulți vor afla despre tradiția noastră moldovenească, românească, de a întâmpina primăvara cu acest simbol alb-roșu. Mulți își vor aminti de povestea aia cu sângele cald și zăpada rece. Păi asta îți spuneam, încercam noi ieri și alaltă ieri pe parcursul atelierilor să descoasem tradiția, simbolistica, ce înseamnă alb, roșu, originea mărțișorului, legendele care sunt câteva variante. Eu văd că voi faceți aici chiar mărțișoare destul de complicate. E bine că unele mai utilizează niște articole handmade care sunt făcute nu doar de copii, dar avem în general cât doar de complicat sunt logotipurile astea, din ceramică. Eu am vrut să te întreb, în primul rând, de la ce vârstă sunt copiii care participă acolo și cât de complicat le este copiilor mai mici să se implice, pentru că mânuțele lor nu sunt chiar atât de dibace. Îi mai ajută și părinții pe cei mai mici. Luni am avut mai mulți copii mici cu părinții și chiar dacă programasem ca atelierile să dureze până la ora 6 sau întins hăt până la ora 8, părinți împreună cu copii mici de 3-4 anișori confecționau mărțișoare. Cei care nu știu să scrie desenau câte ceva aici pe verso, dar erau mărțișor cu dor de acasă. Iată acest fundal de mărțișor, ca să-i zicem noi așa. Pentru că astăzi este ultima zi a fabricii de mărțișoare, invităm toți copiii și tinerii care vor să fie parte a unei acțiuni de amploare să vină la Artico, deci, și să confecționeze un mărțișor. Astăzi este ultima zi. De la ce oră? De la ora 3. De la ora 3 15 după amiază până la ora 8. Până la 2000 de mărțișoare. Până la 2000 de mărțișoare. Ca să fie până mai la ora 19, astăzi stăm până târziu, până nu le facem 2000 de mărțișoare, așa cum am promis. Înțeles. Până la ora 19, în data de 24. Leacă așa. Nu este chiar atât de complicat. Știți că sunt meșteri mult mai buni decât noi la Artico. Vă spuneam, sunt profesoarele care ghidează copiii, se desfășoară în forma unor masterclass-uri, ateliere. Și... și ale copiii între mai multe modele, după cum vedeți aici.
Așa. Și modelele cu ceramică și fără ceramică. Hai, cât ne mai rămas acolo? Nu ne-a rămas mult? Foarte Hai să arătăm mărțișorul foarte repede. O să-l fotografiem și pentru Facebook, pentru cei care poate se așteaptă acum să vadă cum arată. Eu chiar am să fac mai multe poze odată ca să vedeți toate aceste frumusețuri. Dacă aveți și voi timp... Așa, e bine. E bine. Și se atașează neapărat de felicitarea asta, pentru că ăsta e scopul, de fapt, da? Facem, legăm prietenii. Sperăm ca acțiunea să aibă o rezonanță mare, să primim răspunsuri. Este primul an când se întâmplă astfel de acțiune. Este primul an pentru noi în diasporă, s-au mai expediat mărțișoare. Adică am mai fost. Bine, eu sper Dar atunci ca la anul e... să fie 6.000 de mărțișoare și tot așa înainte. Să facem inflația în numărul de mărțișoare, nu în cantitatea de lei pentru o unitate de valută. Da. Așa, iată încă un nod și mărțișorul nostru chiar două. Din studio. Da? Două Sunt mărțișoare. Aceleași. Atât de repede le-ați făcut două. Da. Foarte, foarte rapid. Bine, vă mulțumim foarte mult și vă urăm mult succes. Ideea este într-adevăr una foarte frumoasă. Elena Dodon, Mihaela Tătar au fost alături de noi, ne-au demonstrat că se poate. Se poate de făcut legătură. Da, se poate de făcut lucruri bune chiar pur și simplu având o inimă frumoasă în culori de alb și roșu. Astăzi de la 15 mergeți și faceți și voi niște mărțișoare pentru cu metri de peste ocean, nu, din alte țări din Europa.